Două bărci cu turiști s-au lovit frontal duminică în delta Dunării. Un bărbat a căzut în apă în urma impactului și a fost căutat de pompieri. În jurul orei 12.30, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Delta al județului Tulcea a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112 despre faptul că în zona localității Mila 23 s-a produs un accident naval între două embarcațiuni, iar în urma acestuia o persoană de sex masculin este dispărută în apă. Pentru căutarea persoanei dispărute au fost alocate forțe și mijloace din cadrul pichetului de pompieri crișani și un elicopter smurd. Ultimele date de la locul producerii accidentului arată faptul că în eveniment au fost implicate 20 de persoane, 13 dintr-o embarcațiune și alte 7 din a doua. În acest moment se efectuează căutări pentru persoana dispărută sub coordonarea poliției. Turistul dispărut în accidentul naval în Delta Dunării este cetățean german. Căutările au fost reluate luni.